Să deschidem, vă rog, Efeseni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 21 la versetul 27. Avem în această seară lecția despre familie și ne apropiem încet și sigur de final. Sper că asta să fie un gând bun pentru cei care în fiecare săptămână ați venit și ați urmărit cu atenție și cu deosebită preocupare acest subiect. El nu se epuizează niciodată, am putea să continuăm și să avem încă multe lecții, dar vom mai avea trei lecții, aceasta este prima din cele trei și cuvântul pentru lecția aceasta este din Efeseni 5, începând cu versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. Lecția din această seară este o pregustare. Adică este doar un foarte mic taste, o foarte mică gustare, pentru că este o lecție dintr-un serial care se numește Cele 10 porunci ale familiei, Cele 10 porunci ale căsătoriei. Face parte dintr-un cu totul și cu totul alt serial. De ce totuși mi-am propus această lecție? Și am să vorbesc în seara aceasta despre prima poruncă, pentru că oarecum vreau și să vă stârnesc curiozitatea și undeva, dacă va voi Domnul și vom mai fi în viață și vom mai fi în California, atunci poate anul viitor sau când va fi rânduit și când va fi cu cale să avem serialul acesta. You never know. Sau poate într-un seminar de familie, într-un family retreat. Și vreau cu această lecție să vă stârnesc puțin apetitul și interesul. Pentru că de altfel aș vrea că atunci când plecați în seara asta acasă, să plecați cu gândul de a ajunge în familie și împreună cu soțul dumneavoastră, cu soția dumneavoastră, să încercați să scrieți propriile dumneavoastră 10 porunci. Am vorbit săptămâna aceasta cu ginerii noștri și am întrebat, am zis, dacă voi ați scrie cele 10 porunci, ale căsătoriei, bineînțeles, ale familiei, care ar fi prima? Și unul din ei îmi zice, cred că ar fi ceva în legătură cu ce ție nu-ți place, altuia nu face. Celălalt zice, cred că la mine prima ar fi ceva legat de respect. Cât de important este respectul în familie. Și mi-au plăcut gândurile lor, dar în lista mea, pe primul loc, e o altă poruncă. Și lecția, dacă vreți, se poate numi cele 10 porunci, frate Emil, sau se poate numi prima poruncă,
Și în lista mea sau în felul cum le-am înțeles eu și cum le-am gândit, această primă poruncă este: nu fi egoist. Nu fi egoist. Thou shall not be selfish. Selfishness. Lupta aceasta cea mai grea în familie și în viață este lupta cu eul. Lupta cu firea, lupta cu eul nostru. Am vorbit în lecțiile trecute despre nevoile familiei și am arătat, folosind imaginea plantei, a florii, a pomului, că la fel cum planta are nevoie de sol și familia are nevoie de dragoste, la fel cum floarea are nevoie de apă și familia are nevoie de comunicare, la fel cum planta, ca să poată crește, are nevoie de aer și familia are nevoie de respect, la fel cum un copac să se dezvolte frumos sau o floare să se dezvolte frumos are nevoie de căldură, la fel și familia are nevoie de siguranță, de protecție și nu în ultimul rând, nu poate să crească fără lumină. Și asta înseamnă nevoia de viziune, nevoia de destin. Acum, în acest început sau acest gând de pregustare și să mai spun ceva care cred că merită amintit acum și aici, este că următoarele două lecții vor fi foarte, foarte grele. Și acum, ori nu mai veniți la ele, ori dacă veniți, neapărat aș vrea să mai aduceți pe cineva, pentru că în aceste două lecții cu care încheiem serialul lung pe care l-am avut, vom aborda două subiecte foarte, foarte delicate. Acum aș putea să vă țin puțin în suspans sau aș putea chiar să vă spun care vor fi cele două subiecte. Dar o să vi le spun, sigur. Într-o lecție vom discuta despre boundaries, despre limite, despre granițe, despre cât de important este ca familia să aibă acele foarte, foarte importante limite ale ei, care îi definesc identitatea, îi definesc locul și îi definesc spațiul și sunt lucruri peste care nici părinții, nici prietenii, nici nimeni absolut nu pot să treacă. Și foarte, foarte multe necazuri și foarte multe accidente se întâmplă din cauza că nu respectăm aceste limite, aceste granițe, aceste boundaries în limba engleză. Celălalt subiect, la fel de sensibil, la fel de delicat, poate chiar mai delicat, se numește emotional affairs. Emotional affairs. Adică se numește ce înseamnă când inima îți ia razna. N-ajungi să păcătuiești și să săvârșești păcatul curviei în trup, dar mintea și inima se duce, îți ia razna. Și ce spune Biblia despre asta și ce trebuie făcut și cum trebuie abordată o asemenea luptă și o asemenea situație. Așa că, cu riscul că vom călca pe gheață subțire, vă aștept și vă invit să nu lipsiți la aceste lecții. Și în seara aceasta ne vom ocupa despre și vom vorbi despre această primă poruncă, să nu fii egoist, să te lupți cu spiritul acesta de selfishness, foarte, foarte multă persoană și spiritul acesta foarte prezent în America, numit individualism. Oamenii sunt foarte individualiști aici, în țara aceasta, dar peste tot.
Prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem din când în când, măcar din când în când, sau dacă vreți, o dată pe zi, sau o dată pe săptămână, dar cred că mai healthy, mai sănătos ar fi o dată pe zi, ar fi întrebarea aceasta: ce înseamnă să fii căsătorit cu mine? Când a fost ultima dată sau prima dată, dacă ați avut vreo prima dată, când ați întrebat soția dumneavoastră sau soțul dumneavoastră: ce înseamnă să fii căsătorit cu mine? Sau să mă gândesc eu, să mă opresc eu și în dreptul meu să mă uit în oglinda vieții, în oglinda Scripturii, în oglinda lui Dumnezeu și să întreb: oare cum vine asta să fii căsătorit cu mine? Cum m-aș simți eu privind puțin din afară tabloul căsătoriei mele și să-mi dau seama, oare e simplu, oare e ușor, oare e bine, oare e fericit omul care e căsătorit cu mine? Ce implică această căsătorie cu mine? Pe care soția mea, de exemplu sora Ana, soția mea de 33 de ani, e viața ei și e drumul ei. Dar nu mi-am pus niciodată întrebarea, eu, ce implică, ce înseamnă să fii căsătorit cu Dorin Druhora? E un lucru simplu, e un lucru ușor, e un lucru greu, e un lucru dificil? V-ați gândit vreodată așa? V-ați spus vreodată întrebarea aceasta? Vă invit să vă puneți, dacă nu v-ați spus-o. Pentru că prima poruncă în lista mea de cele 10 porunci ale familiei se numește să nu fii egoist. Asta e foarte, foarte greu și asta e foarte, foarte important. Vedeți dumneavoastră, când a început prima familie și a avut loc prima nuntă, unde a fost? Unde a început prima familie și unde a avut loc prima nuntă? Cine știe? Din univers, din lume. Unde? În grădina Eden, sigur că da, în rai. Au fost doi oameni, bărbat, femeie, candidații pentru căsătorie. Adam și Eva, au fost doi oameni perfecți, dacă vreți, nu? Sau cel puțin inocenți, nevinovați, fără păcat. Da? S-au dus la altar și mai mult ca atâta, cine a oficiat căsătoria? Cine? Ziceți, Dumnezeu a oficiat-o. Foarte bine, așa este. Deci o familie perfectă, un cadru perfect, un Dumnezeu perfect, totul arăta foarte bine. Și nu după mult timp apare problema, apare conflictul, apare arătarea cu degetul și Adam arată spre Eva, Eva arată spre șarpe, amândoi arată cumva spre Dumnezeu, nimeni nu arată spre sine, nimeni nu zice mea culpa, e vina mea, am greșit, sunt păcătos, nu am ascultat. Și acea primă familie, acea primă căsătorie, acea primă nuntă a fost într-un cadru perfect, într-un cadru foarte frumos. Cu adevărat, atunci Adam a putut să spună cuvintele: tu ești singura femeie care există pe lume pentru mine. Nu? A fost adevărat. Bărbatul îi spune soției: tu ești singura femeie. Nu? Singura femeie. Adam chiar a putut să spună: tu ești singura femeie pe planeta asta, nu mai există alta. Și nici Eva n-a putut să-i spună: să spun eu câți bărbați ar fi vrut să se mărite cu mine, să se căsătorească cu mine, să se însoare cu mine. N-a putut să spună. A fost, pentru Adam a fost numai Eva și pentru Eva a fost numai Adam. Și au trebuit să se confrunte cu toate problemele, cu toate necazurile, cu toate ispitele, cu moartea, cu alungarea din rai și
Selfishness-ul acesta, egoismul acesta este o problemă foarte, foarte serioasă. După părerea mea, așa cum spunea și fratele John Tipei în alocuțiunea dumnealui cu foarte multă încărcătură teologică duminică seara, dar totuși a făcea din când în când oprire și spunea așa, după părerea mea, după părerea mea. Totuși teologii au multe idei și multe păreri, însă trebuie știut că au părerile lor și au punctul lor de vedere. După părerea mea, cea mai grea și cea mai mare poruncă este aceasta, să nu, în familie, în căsătorie, să nu fii egoist, să nu trăiești pentru tine. Când mă întreabă un tânăr sau o tânără când sunt pregătit pentru nuntă, când sunt pregătit pentru căsătorie, când e cel mai bine ca un tânăr să căsătorească, fără ezitare îi spun imediat, când ești gata să mori, dar nu să mori fizic, când ești gata să-ți calci pe eul tău, să renunți la tine, să renunți la ambițiile tale și la pretențiile tale. Pentru că este, așa cum am vorbit despre conceptul trinitar și despre un Holy Trinity, conceptul trinitar în familie, să știți că este și un Ugly Trinity. Știți că este și un Ugly Trinity, o trinitate foarte, foarte urâtă, foarte insuportabilă. Știți care este? Me, myself and I. That's the ugly trinity. Me, myself and I. În centrul universului sunt eu, nu mai există nimeni decât eu, pretențiile mele, ambițiile mele, dorințele mele, nevoile mele, eu. Eu. Și foarte mulți tineri la căsătorie se țin de mână frumos, își spun acele foarte frumoase cuvinte, își pun inelul, se uită unul la altul și poate se gândesc, ăsta e bărbatul care o să-mi împlinească mie toate nevoile. Sau asta e femeia, asta e tânăra, asta e ființa care o să-mi satisfacă mie toate plăcerile și toate nevoile mele. Foarte greșit. Foarte greșit când în centru ești tu. Foarte greșit când în centrul este eul meu și personalitatea mea în căsătorie. Trebuie puse nevoile celuilalt înainte de ale tale. Trebuie puse nevoile celuilalt înainte de nevoile tale. Filipeni, capitolul 2, versetele 1 la 6 chiar. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, auziți vă rog ce frumos spune Sfântul Pavel, ci în smerenie fiecare să privească pe altul, și aici se aplică categoric la familie, la căsătorie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și aici parcă it's the punchline. Aici parcă Pavel vrea să spună, dacă nu mă credeți, dacă nu o să vă convin cu nimic, tot ce pot să vă dau e să vă dau exemplul lui Hristos. Și să vă spun că trebuie ca și soț, trebuie ca soție, trebuie ca partener de căsătorie să aveți gândul acesta al lui Hristos. Gândul acesta. Și la ce se referă el? Spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și încă moarte de cruce. Este această răstignire a eului, este această școală a zdrobirii
pretențiilor și ambițiilor tale prin care trebuie să trecem. Și credeți-mă, dacă nu mă credeți din ce vă spun eu, credeți-mă din experiența dumneavoastră, că sunt sigur că aveți o foarte bogată experiență în căsătoria dumneavoastră. Nicăieri nu se arată și nu se manifestă eulețul mai mult ca în familie. Nicăieri. Acolo se manifestă. În societate îl mai mascăm, în biserică îl mai ascundem, tot se vede el. Dacă ești atent și ai finețea Duhului, îl simți. Dar în familie se arată. Acolo se arată, acolo se manifestă, acolo fiecare încearcă să spună ce vrea el, cum vrea el, cum îi place lui, cum ar vrea să fie, de ce nu îi, părinții în felul lor, copiii în felul lor, soția are și ea necazurile și problemele ei, soțul la fel. Deci iată că contextul acesta al căsătoriei e menit să scoată la suprafață tot ceea ce nu-i perfect în noi și să arate unde se ascunde problema aceasta foarte serioasă a eului. Câteva simptome să amintim aici, patru am să amintesc. Prima simptomă de suferință a egoismului este imaturitatea. Faptul că suntem imaturi. Suntem imaturi. Suntem încă la nivelul ăla de puppy love, știți? Se vorbește despre dragostea aceea de adolescent, căruia îi spui puppy love și nu este o dragoste matură, nu este o dragoste profundă, o dragoste serioasă. Într-un anumit context îmi aduc aminte de discuția dintre un doctor și fiica lui și fata îl întreabă pe taică să o zice, tată, ce este dragostea? Sau ce... Ea vine acasă și îi spune, zice, m-am îndrăgostit. E o poveste de pe țărmurile Greciei și armata americană ajunge acolo și ea vine acasă și îi spune, cred că m-am îndrăgostit, un soldat american de care îmi place foarte mult și vorbește foarte mult cu mine, cred că m-am îndrăgostit și zice, taică-s-o zice, dar tu știi ce e dragostea, tu știi ce înseamnă dragostea. Și ea spune, zice, poate știu, poate nu știu, dar vreau să-mi spui tu. Și bătrânul se uită la ea și spune, zice, dragostea, zice, este un cutremur de pământ, pentru că îndrăgostirea este un cutremur de pământ. Și dragostea înseamnă ce rămâne după cutremurul ăla de pământ. Nu e același lucru să spui m-am îndrăgostit, când de fapt poate e numai puppy love, poate e numai emoții, numai sentimente, numai impresii, numai exaltare și nu-i ceva matur, ceva serios, ceva profund. Iată câteva caracteristici. La puppy love, accentul se pune pe a primi. La dragostea matură, la dragostea adevărată, accentul se pune pe a dărui. La acest puppy love, la această îndrăgostire de adolescent, se manifestă o stare de agitație și de nerăbdare, un egoism foarte acut. La dragostea matură este foarte multă răbdare, foarte multă finețe, sensibilitate și înțelegere. La puppy love este o stare de supărare, se supără repede, se întunecă repede, are poate chiar accese de mânie sau de furie, pe când o dragoste matură are foarte multă bunătate, foarte multă blândețe și mai ales cu cei care sunt agitați și neliniștiți. La puppy love, bineînțeles, se pune accentul pe nevoile celui în cauză, nevoile mele mai întâi. Pe când o dragoste matură, o dragoste adevărată, este o dragoste transparentă, o dragoste vulnerabilă și o dragoste care îl pune mereu pe celălalt înainte. Exact ca textul din Filipeni care l-am citit.
De multe ori zicem, oh, păi stai puțin, că Domnul Iisus a zis să fim la inimă ca niște copii. Știți, să fim la inimă ca niște copii nu înseamnă să fim copilăroși. Să fim childlike nu înseamnă să fim childish. Noi confundăm, noi spunem, oh, trebuie să avem o inimă de copil, eu am o inimă de copil. Bărbatul nu se maturizează niciodată, zic femeile, au inimă de copil. Nu, nu, nu. E una să fii childlike, să ai o inimă de copil și alta și cu totul alta să fii copilăros, să fii childish. Pentru că copilăros îi zice, nu mă mai joc cu tine, nu-ți mai dau jucăria, du-te acasă, mă duc la maică mea, m-am supărat, nu mai vorbesc cu tine. Și lista poate să continue, nu? Deci imaturitatea aceasta la egoiști, sunt foarte imaturi. Da, la vârstă pot să fie 30-40, dar spiritual ei sunt poate de 10 ani, sau de 12, sau de 5. A doua, se vede egoismul din felul cum folosim timpul. Foarte mult vorbește cum folosim timpul, cât de egoiști suntem. Foarte mult arată și reflectă. Pentru că timpul, de multe ori ne-l împărțim în cariera pe care o avem, în businessul pe care îl conducem, în educația pe care ne-o facem, în timpul care ni-l petrecem cu prietenii, în plăcerile personale care le avem. You know? Venim acasă, ne trântim pe couch, căutăm remote control-ul și zicem, am avut o zi grea, just leave me alone, I want to relax. Copiii vin la tine, vor să-ți dea un hug, soția așteaptă să vorbească cu tine și tu nu mai ai, nu mai ai timp, nu mai ai energie pentru asta. Pentru că da, ai timp pentru prieteni, ai timp pentru hobby-ul tău, ai timp să mergi la golf, ai timp să mergi nu știu unde, ai timp să stai la televizor cu orele. Ai timp de asta, pentru că e plăcerea ta, pentru că ești tu în mijloc, ești tu în centru. Egoismul din tine se vede foarte clar din felul cum menajezi timpul. Și la familie, la soție sau la soț, că se aplică și să nu înțeleagă cineva că apăs mai mult pe soți, pe frați. Nu, este la fel și în cazul femeii. Ea pleacă shopping, câteva ore mai este cu prietenele, ce mai rămâne, mai vine acasă și își face toaleta câteva ore și sigur că multe lucruri rămân complet neglijate și neadresate din cauza asta. Deci cum folosim timpul vorbește foarte mult despre egoismul nostru. Efeseni 5, din nou, versetele 15-16. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. În experiența pastorală am avut ocazia să asist la mulți oameni care au plecat din lumea asta. Știți că pe niciunul nu l-am auzit pe patul de moarte, spunând, așa îmi pare de rău că nu mi-am mai cumpărat o casă. Așa îmi pare de rău că n-am mai făcut un degree, o facultate. Așa îmi pare de rău că nu mi-am cumpărat încă o mașină. Mă duc din lumea asta și sunt extraordinar de nefericit că nu mi-am cumpărat costumul ăla de haine care am vrut eu. N-auzi așa ceva. N-auzi pe niciunul, cât o fi el de bădăran și de nepocăit și de nespiritual, acolo pe patul de moarte, știi ce spune? Îmi pare rău că n-am petrecut cu cei dragi, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții. Îmi pare rău că plec din lumea asta și n-am atins cu dragoste pe cei din jur. Asta regret. Marele regret e aici, să știți. Și când vedem cum ne trece timpul și ne trece viața cu lucruri de nimic și cu gunoaie și ne ofticăm și ne supărăm și ne agităm pentru nimica toată, de fapt problema, știți care este?
Egoismul. Suntem noi. Să mă simt eu bine, să se facă cum vreau eu, pentru că așa vreau eu, să fiu mulțumit, să fiu satisfăcut, să fiu împlinit. Un alt simptom al egoismului, în afară de imaturitate, în afară de neștiința de a folosi timpul sau a folosi timpul numai pentru tine, este insensibilitatea, lipsa de sensibilitate, insensitivity. E foarte frumos în engleză. Vreți să vă spun cum sună românește? Îmi promiteți că nu vă supărați, da? Vreți să vă spun cum sună românește? Nesimțirea. Nesimțirea. Dar știi de ce e nesimțit? Pentru că e egoist. Pentru că atunci când e vorba de el sau de ea, atunci știe să se pună în centru. Dar în rest, nevoile celorlalți parcă nu simte. Nu știu ce-i cu el sau cu ea. Parcă nu-și dă seama, parcă nu înțelege. De aceea zice Efeseni 5 cu 17, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Știți, când strigă deja și când plânge și când ajunge la disperare și la limita răbdării, celălalt, deja e târziu. Și tu stai și te uiți și zici, dar de ce plângi acum? Dar acum de ce te-ai supărat? Dar acum de ce ești în mood-ul ăsta? De ce? Și noi suntem foarte, foarte preocupați de noi. De noi. Totdeauna de noi. N-am să uit niciodată, eram odată cu copiii și cu soția și eram undeva și spuneam copiilor și spuneam soției, zic, trebuie să ne grăbim, trebuie să ajung la biserică, trebuie să am de rezolvat, am de făcut cu tare, am de făcut aia, nu se poate, voi nu vă interesează, voi numai cu ale voastre, voi. And in the middle of all that, unul din copii se uită la mine așa, zice, it's always about you, isn't it? Yes. It's always about you, isn't it? Prima poruncă este thou shall not be selfish. Să nu fii egoist. Oh, câte lucruri s-ar rezolva dacă n-am fi egoiști, dacă n-am fi individualiști, dacă nu ne-am pune pe noi în centru și dacă ne-am gândit la binele celuilalt și ne-am gândit la binecuvântarea celor, că îi trebuie foarte puțin. Să știți că ne trebuie foarte puțin să fim fericiți. Dar vă mai spun ceva, ne trebuie foarte puțin să fim nefericiți. Avem atâtea lucruri să fim mulțumitori, dar dacă nu ni s-a făcut o chestie care nouă ne-a trebuit și ne-a plăcut și ne-a căzut pe ideea noastră, suntem nefericiți. Că lucrul ăla care l-am vrut nu e așa cum l-am vrut eu. Și acum ultimul din cele patru simptome se numește încăpățânare. Tot de acolo are rădăcina, din eu, din egoism. Imaturitate, folosirea timpului pentru tine, insensibilitate și încăpățânare. Încăpățânare. Suntem foarte stubborn, like a mule. Spune în engleză că e mai bine. Yeah, suntem foarte stubborn. Noi bărbații, de exemplu, credem că dacă Biblia spune că femeile trebuie să fie supuse, credem că dintr-o dată versetul ăsta ne dă nouă dreptul de șefi. Credem noi că versetul ăsta din Biblie, care pentru noi e versetul de aur, ne dă dreptul să fim în centru, să fim, nu contează, așa zic eu. Trebuie să se facă cum zic eu, că eu sunt șeful aici, eu sunt în charge aici. Dar nu ne uităm un pic în context și să vedem că de fapt
Sfântul Pavel zice și altceva, zice, de fapt, cine este cu frica Domnului și cine are reverență față de Hristos, atunci, ce spune versetul 21? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Adică fiți sensibili la nevoile celuilalt, fiți sensibili la simțirea celuilalt, fiți sensibili la urgența celuilalt și supuneți totul lui Hristos. Într-adevăr, cine-i capul acolo e Hristos, nu ești tu chiar așa mare șef sau nu este ea chiar așa mare șefă. Trei condiții pentru remediu, foarte repede. Trei condiții pentru remediu. Primul, puneți-vă prioritățile de acord. Puneți-vă de acord prioritățile. Adică foarte multe probleme sunt pentru că nu suntem pe aceeași pagină. Și la premarital counseling, totdeauna când discutăm cu tinerii, discutăm și spunem, faceți-vă lista de priorități. Faceți-vă lista de principii, lista de valori fundamentale, the core values. Faceți-le. Adică, cum vedeți biserica, cum vedeți familia, cum vedeți nașterea de copii, cum vedeți banii, cum vedeți misiunea, cum vedeți partea Domnului, să fiți pe aceeași pagină. Măcar în aceste lucruri mari, să fiți pe aceeași pagină. Foarte mult se suferă din cauza că nu există priorități. Există prioritățile mele, există prioritățile ei, dar în familie trebuie să fie prioritățile noastre. Nu prioritățile mele de soț, prioritățile ei de soție, ci prioritățile noastre în casa noastră, în familia noastră. Știți? Apoi, puneți-vă de acord așteptările. Puneți-vă de acord așteptările. Spuneam, te uiți la celălalt și zici, oh, ăsta o să fie persoana care îmi satisface mie toate nevoile. Wrong. He's not God. Only God. Numai Dumnezeu îți poate satisface toate nevoile. Și îți poate răspunde la toate nevoile și la toate problemele care le ai și care o să le ai. El nu poate. He cannot play God. She cannot play God for you. Dar în același timp, totuși, avem anumite așteptări. Și atunci e foarte bine, foarte devreme în căsătorie sau chiar înainte, să zici, ce ne așteptăm de la familia asta? Cum o să fie familia noastră? Care sunt prioritățile în familia noastră? Care e viziunea familiei noastre? Încotro mergem? Cum vom lucra? Cum vom proceda? Ce așteptări avem unul de la altul? Avem așteptări, dar nu le spunem niciodată, nu le exprimăm niciodată. Și ne supărăm de, Doamne feri, ce tare ne supărăm, pentru că nu ni s-au satisfăcut așteptările și pretențiile. Dar nici măcar nu știe celălalt. Nu mi-am dat seama că asta vrei tu. De fapt, când suntem dezamăgiți cu aceste așteptări, suntem cel puțin din două motive. Pentru că avem un standard foarte înalt pentru celălalt, îi punem un standard foarte înalt, la care noi nu ne supunem, dar pentru altul știm să ridicăm standardul foarte sus. Așa trebuie să te porți, așa trebuie să vorbești, așa trebuie să îmi răspunzi, așa trebuie să vii acasă, așa trebuie să tratezi cu mine, așa mă aștept să fiu tratată sau să fiu tratat și pui un standard foarte înalt, în așa măsură încât cu siguranță va cădea, nu poate să sară așa de sus. Sau, un alt motiv pentru dezamăgire este pentru că în comportamentul lui sau a ei atinge ceva care este și în inima ta, care este și acolo în sufletul tău adânc. Adică, de ce te deranjează pe tine acel gest? Pentru că, de fapt, acel gest se duce undeva adânc în sufletul tău la o problemă care o ai tu și care nu e rezolvată. Poate o neiertare. Poate un fel al tău de a te supăra. Poate un fel al tău de a ascunde lucrurile. Poate un fel al tău de a nu fi rezolvat cum vrea Dumnezeu. Și atunci,
Exact comportamentul celuilalt te irită la maxim, pentru că trimite către o problemă care o ai tu și nu e rezolvată. Așa că trebuie neapărat să stați împreună și să spuneți foarte clar, astea sunt așteptările care le am. Așa sus vreau să sari. Și la altă spune, cred că o să pot, cred că nu pot, sau o să încerc dacă nu o să reușesc să nu te superi pe mine, dar cel puțin să știe cât de sus vrei să sară. Cât de departe vrei să meargă, cum vrei să fie. Puneți-vă de acord în ce privește prioritățile, puneți-vă de acord în ce privește așteptările. Și în al treilea rând, puneți-vă de acord în ce privește obiceiurile casei dumneavoastră. Pentru că el vine din familia lui cu obiceiurile lui, ea vine cu obiceiurile ei și atunci să vezi ce iese. Atunci să vezi ce colorată e viața. Pentru că ea zice, you know, vreau să-ți amintești, vreau să știi de la bun început că nu te-ai căsătorit cu maică ta, eu nu sunt maică ta. Poate la tine acasă îți lăsai lenjeria intimă peste tot. Și poate că venea maică ta și ți-o aduna. But eu nu sunt maică ta. Hello? Am găsit într-o consiliere de familie o problemă. Unul strângea pasta de dinți de la capăt și celălalt o strângea de la mijloc. Și erau foarte ofticați. El venea totdeauna și repara și făcea tubul de pastă și îl punea frumos și zicea, de aici, de la capăt se strânge. Și el zicea, I don't care, eu strâng de mijloc. But puneți-vă de acord obiceiurile, puneți-vă de acord habiturile care le aveți și dezvoltați obiceiuri comune, dezvoltați obiceiurile familiei dumneavoastră. În lucruri mici, în lucruri mari, în lucruri de fiecare zi. Și vreau să închei cu, dacă vreți să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 13, am numit asta testul dragostei. De fapt, așa cum se zice dintotdeauna, dragostea le rezolvă pe toate. Le acoperă pe toate, le împacă pe toate. Este într-adevăr dragostea aceea sentimentală, emoțională. You have to keep dating, in other words, ca să nu moară romanța. Este o dragoste și o nevoie relațională, adică cei doi trebuie să devină foarte buni prieteni. Și am ajuns la concluzia că unele din cele mai reușite căsătorii sunt făcute între doi tineri care s-au cunoscut de mult, s-au cunoscut destul de bine, s-au cunoscut de mici copii, au fost prieteni din școala primară sau din liceu și s-au cunoscut de mult. Pentru că trebuie să ajungi la o comunicare și la o relație foarte strânsă și trebuie să ajungi să fii foarte bun prieten cu soțul tău și cu soția ta. Și apoi este dragostea asta, agape, nevoia aceasta spirituală. Și asta am numit, și cu asta încheiem, am numit The Love Test. Dacă vreți să faceți testul acesta o dată pe zi sau o dată pe săptămână sau cât de des posibil, o să facem exercițiul acesta, adică o să vă arăt exemplul acesta. Vreau doar să spun, aveam aici notițele mele notat și poate treceam peste asta. Când am plinit 56 de ani de căsătorie, Billy Graham a fost intervievat de Oprah Winfrey și femeia asta care face show-uri de mare ecou la nivelul națiunii sau, mă rog, lucrurile de care se ocupă ea, subiectele de care se ocupă ea, l-a întrebat pe Billy Graham, a zis, care este secretul căsniciei tale? Care este secretul căsătoriei voastre? Ce poți să-mi spui? Și foarte interesant cum a răspuns Billy Graham, a spus, we are happily incompatible.
we are happily incompatible. Adică suntem fericiți cu nepotrivirile noastre. Am ajuns să fim mulțumiți și nefericiți cu nepotrivirile noastre. Adică suntem foarte diferiți unul de altul, but am ajuns să reconciliem toate aceste diferențe. Trebuie să ai înțelepciunea asta, să ai răbdarea asta, să ai finețea asta, pentru că tu nu poți să-l schimbi pe el și nici el nu te poate schimba pe tine. Singurul care schimbă e Dumnezeu. Și acum testul care vi l-am promis. O să-l fac pe mine, ca să vedeți cum este. E simplu, de la versetul 4 la versetul 8. Sunt 7 afirmații pozitive și sunt 9 exprimări negative, 9 negații. 7 lucruri care le face dragostea și 9 lucruri care nu le face. Dar testul e foarte simplu, îți pui numele tău acolo. Spui numele tău acolo și vezi dacă treci testul ăsta de dragoste. Să vezi cum sună. E ca și cum ar trebui să zici așa. Dorin este îndelung răbdător. Dorin este plin de bunătate. Dorin nu pismuiește. Dorin nu se laudă. Dorin nu se umflă de mândrie. Dorin nu se poartă necuvincios. Dorin nu caută folosul său. Dorin nu se mânie. Dorin nu se gândește la rău. Dorin nu se bucură de nelegiuire, ci Dorin se bucură de adevăr. Dorin acoperă totul, Dorin crede totul, Dorin nădăjduiește totul, Dorin suferă totul. Ce ziceți? Asta e un test pe care ți-l poți face. Nu-l faci celuilalt, ți-l faci ție. Și credeți-mă, crucea Domnului Iisus Hristos și zdrobirea aceasta euului este obligatorie, este fundamentală, este esențială. Sigur că, așa cum am spus și altă dată, are 3 etape. Este prima etapă când procesul de zdrobire a crucii și de răstignire a euului doare, pentru că nu e un tratament fără anestezie. Doare teribil. Nimic nu face sens. Tot ce se întâmplă în viața ta e ca un puzzle care nu poți să-l pui împreună. Nu poți nici măcar să înțelegi ce vrea să-mi spună Dumnezeu. De ce atâta durere, de ce atâta suferință, de ce atâta năcaz, de ce atâtea probleme, de ce atâtea încercări, de ce trec prin toate astea? Ce vrea Dumnezeu cu noi? Ce se întâmplă? Foarte mulți sunt la nivelul ăsta. Ăsta este stage 1, phase 1. Când lucrarea de zdrobire a crucii doare așa de tare încât nimic nu mai face sens. Crezi că Dumnezeu nu te iubește, crezi că Dumnezeu nu e de partea ta, crezi că lucrurile s-au dat peste cap, că nu mai iese nimic, că nu mai are rost nimic. E foarte greu în stage-ul ăsta. Dar apoi este stage-ul al doilea. În stage-ul al doilea începi să vezi și zici, crucea Domnului, zdrobirea euului, răstignirea firii, doare, dar-i bună, îmi face bine. Mă smerește, mă apropie de Domnul, mă deslipește de mine și de egoismul meu, mă lipește de Hristos, nu-mi place, nu-i place la Adam, nu-i place la fire, dar e bună. E ca un medicament, e amar, e dureros tratamentul, e foarte neplăcut, dar îmi face bine. Atunci încep să zici, măi, toate lucrurile astea care le îngăduie Dumnezeu au un rost, au un scop, mă învață ceva, mă ajută la ceva. Asta e phase 2. Și este phase 3. Știți care e phase 3? Știți care e? Când ajungi să-ți placă. I know, e o nebunie, așa-i? Pentru lume așa e o nebunie, ajungi să-ți placă. Adică ajungi să nu te mai temi de crucea Domnului și de zdrobirea euului, ci pur și simplu zici, unde îi să-i dau un hag? Și atunci îl înțelegi pe Sfântul Pavel când spune, zice, simplă cere în defăimări, simplă cere în suferință, simplă cere în batjocuri, simplă cere în bătăi, simplă cere în lucrurile astea. Zici, na,
Asta e imposibil. Dar asta e nivelul 3. Pentru că încep să-ți dai seama cât de mare lucru este să lași lucrarea de zdrobire și de răstignire a firii, să o lași să o facă Duhului Dumnezeu și tu să te supui și Galateni 2:20 să devină al tău. Și exact ca la 1 Corinteni 13, testul, să poți să spui și tu ca Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ne ridicăm la rugăciune. Știu că ne-am pocăit, știu că ne-am întors la Domnul, știu că Domnul ne-a ajutat în multe lucruri, ne-a scăpat de multe lucruri, ne-a scăpat de patim, ne-a scăpat de addiction-uri, ne-a scăpat de ispite, ne-a scăpat de lanțul fără de legii. În rugăciunea asta vreau să spui o singură întrebare. Să-i opui Domnului întrebarea asta: Doamne, de mine însumi cine mă scapă? Cine mă scapă de mine? Mă protejez de alții, mă protejez de oamenii răi, mă protejez de frații mincinoși, mă protejez de păcat, mă protejez cât pot. Dar, Doamne, de mine însumi cum să mă protejez? Cum să scap de mine? Că parcă de mine e cel mai greu să scap. Ba câteodată îmi place de mine. Ba câteodată mă trezesc că m-am pus în centru și mi se pare că sunt centrul pământului. Doamne, scapă-mă. Scapă-mă de mine. Scapă-mă de pretenții, scapă-mă de egoism, scapă-mă de mândrie, scapă-mă de ambițiile mele personale, scapă-mă, Doamne. Și fă ca lucrarea crucii, lucrarea de zdrobire și de răstignire a firii pământești să se realizeze în viața mea. Și poate câteodată folosești soția, poate câteodată folosești soțul, poate câteodată folosești părinții, poate câteodată folosești copiii, câteodată folosești frații din biserică sau colegii de serviciu, nu știu pe cine folosești, ai tot felul de instrumente în procesul acesta. Dar fă-mă să înțeleg, Doamne, cât e de important să scap de mine și să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Prima poruncă: thou shall not be selfish. Să nu fii egoist. Câte s-ar rezolva simplu și ușor în familie dacă n-am fi egoiști? Dacă am pune pe celălalt pe primul plan, dacă am pune nevoia celuilalt pe primul loc, dacă l-am face pe celălalt să se simtă mai important decât noi, câte lucruri s-ar schimba. Haideți să ne rugăm în direcția asta.